E aceeași problemă de când am terminat eu facultatea, cred. Sunt foarte puțini profesori care au specializare fotbal feminin. Este greu să lucrezi cu fetele în condițiile în care, cum să spun, îi dau exemplul lui Mirel Albon, că este soț și antrenor fostei jucătoare și actualmente Teo este arbitră internațională este foarte greu să formezi în timp acești oameni. Și din punct de vedere uh, psihologic, în primul rând, din punct de vedere al relației interumane. Sunt uh, fetele diferite. Au uh, alt suflu față de băieți. Au altă empatie. Și atunci trebuie să lucrezi cu ele aici, din punctul ăsta de vedere. Că fizic și tehnic și tactic te pregătește oricine. Că te duci pe teren și spune, faci exercițiul ăsta, exercițiul ăsta, schema asta, dar din punctul ăsta de vedere cred că avem foarte mult de lucru.